Și eu am fost plătit de Soros. Și îi mulțumesc, îi sunt recunoscător. Prima dată se întâmpla prin 94-95. Eram student la arte și lucram la televiziunea publică și am beneficiat de un curs gratuit de limbă engleză la Casa Lumea Deschisă, cum se numea ea, de pe strada Bulgară din Chișinău. Vreo câteva luni am umblat la cursurile celea. Ne învăța o voluntară de la Corpul Păcii sau o profă, nu știu. Era o americană de printr-un stat de-a lor. Atunci am aflat că există americani din familii cu mulți copii. Dar foarte sociabil. Atunci am învățat zâmbetul până la gură cu dinții la vedere. Și mă amintesc că erau mulți alți jurnaliști care au beneficiat de cursul ăsta și noi așa, limba engleză în secolul care a urmat, că atunci era secolul 20, acum gata, mileniu 3 suntem, limba engleză în partea asta de continent și oriunde în lume e importantă până o să vină rândul chinezei. După aceea, în 2000 sau chiar 99 și 2000 am mai beneficiat odată de banii lui Soros. Am călătorit în Suedia. Tot eram un fel de jurnalist, activist, dar m-am dus la un training pentru cineaști. Lucram la antena aceea. Atunci am făcut o pauză și am zis vreau să mă duc la Transit Zero. Colega care mi-a dat link-ul și a zis, ia uite ce ocazie, mi-a spus, sigur că n-ai bani, pentru că lucram fără salariu, cu doar onorariu la antena aceea, la radio municipal din Chișinău, dar poți să ceri un grant de la Fundația Soros. Și mi-au dat un alt link și mi-au dat grant Fundația Soros, pentru că am motivat, iată unde mă duc, iată câți bani îmi trebuie. Vreo 5-600 de dolari, nu știu cât am calculat eu că mă costă drumul prin Moscova la Stockholm și după aceea la Malmo în sud și după aceea pe insulă, dar deja pe insulă ne-au dus cu mașina. Așa cum se cheamă orașul acela din sudul Suediei. Am fost la Transit Zero în 2000 sau 99 și după aceea în 2000 a doua oară, dar deja prin Budapesta și am văzut și Budapesta. Prima dată am văzut Moscova trecând dintr-un aeroport în altul. Am revăzut Moscova pentru că o văzusem și în anii 90 când am fost la o competiție în timp sovietic și în 99 sau 2000 am revăzut Moscova călătorind între două aeroporturi și cred că am fost și prin Piața Roșie, că aveam nu știu câte ceasuri între două avioane și la întoarcere tot așa că nu știu cum ne-am dus pe insula aceea, după aceea din orașul lor Kalmar sau nu știu cum se cheamă, ne-au suit într-un avion militar Hercules cu semnele NATO și de atunci aveam convingere că Suedia e membră NATO, până când am aflat recent că Suedia e stat neutru și doar beneficiază de umbrela NATO, la fel cum vrea și Republica Moldova. Și cu avionul acela ne-au dus peste Marea Baltică la Liepaja, unde am stat cazați într-o fostă unitate militară și am dormit pe paturi militare și am mâncat mâncare militară și ne-am plimbat pe malul Mării Baltice și am văzut cazimatele încă de pe timpul Imperiului Țarist, care deja sunt mâncate de mare și atârnă în apă. Și acum am în sarai la Pepeni o sculptură care reprezintă acele cazemate scufundate în apă, într-o rână așa, răsturnate, făcute din gips. Ne-au dat la toți participanții la training-ul acela. Și ce interesant era la training-ul acela. Atunci, prima dată am vorbit public despre masacrul evreilor de la mine din sat și am zis că iată vreau să fac așa un film și cineaști din toată lumea, inclusiv din Africa, din America, din tot continentul european și din Asia, au făcut ochi mari și au zis, wow, da, e un subiect extraordinar și trebuie filmat. De la Liepaja știu că m-au luat niște colegi cineaști din
din Letonia și m-au luat la ocazie până la Riga și de la Riga am luat trenul până la Moscova și de la Moscova am mai avut timp să mă mai plimb, să văd, cum am zis, să revăd Piața Roșie și să văd orașul acela și să-mi dau seama că nu-i mare lucru. Și cu avionul înapoi acasă. Și a doua oară am zburat prin Budapesta, m-am plimbat tot și pe insula aceea faină de pe Dunăre, mi-am făcut poze, dar nu le găsesc ca să mă laud cu ele. Deci în 2000 sau 2001, nu țin minte în care, ăștia 2 ani. Tot pe banii lui Soros m-am plimbat. Mi-amintesc că din aeroport era metrou direct până în oraș, ceva de felul ăsta, sau autobuz, până la metrou vreo 3 stații. Și tot aveam pauze de aproape o zi între avioane și am putut să mă plimb și prin Buda și prin Pesta, la baștina lui Soros, că el e un evreu emigrat în anii 40, împreună cu părinții lui, din Ungaria. Acum e în America, pe unde eu mai fi trăind el bătrâneța. Dar nu știam. Nu știam și puțin mă interesa atunci. Pentru mine era fundația Soros, o fundație, nici nu știam că Soros trăiește, că e în viață. Mă bucuram că banii lui sau ai fundației ajung, iată, prin plata acelui bilet de transport, ajung la mine. Când am cerut diurnă, bani de nu știu ce, mă duceam cu biscuiții mei de acasă, ce-mi pregătea mama plăcinte la drum. Că al doilea an am zburat și cu fratele meu, numai că fundația Soros n-a vrut să-l financeze și pe el, că cum așa, a trimis doi frați la același eveniment. Și atunci el s-a dus, eu am întrebat de ambasada americană, de o consilieră acolo care era pentru cultură și aceea a zis, da, sigur că da. Și ne-a dat 500 de dolari. Și Ghenadi a călătorit prin, cu Taromu, că el învăța la București, călătorit prin Copenhaga, la Stockholm, după aceea a luat trenul și după ce au ajuns la Kalmar. Deci omul a reușit să s-o descurcat prima dată cu avionul, cu acei 500 de dolari, s-o descurcat și au ajuns în aeroportul în care eu veneam pe banii lui Soros, bucuros, și ne-am întâlnit și ne-au luat oamenii cu mașina și ne-au dus pe insula aceea. Deci al doilea an am fost pe insulă împreună cu fratele meu. Și după aceea când m-am dus eu cu recipițele toate la ambasada americană să-i dau femeii, zic, iată, consiliera ei zice, păi nu, nu era necesar, pentru că ăștia erau banii ei de buzunar. Era din salariul ei, nu era din granturi americane. Și am rămas mască, deci o angajat ambasadei americane, l-a sponsorizat pe un țărănuș cineast din Republica Moldova să ajungă în Suedia, prin Danemarca, să vadă civilizația, să vadă și el. Și Ghenani nu prea știa englezește, el mai mult o fotografiat, că n-aveam camere de filmat, o fotografiat prezentarea aceea mea, Pitch se chema, pe tema masacrului de la Pepeni. Cum stăteam noi și ne pregăteam cu dicționar înainte, când se aflăm cum se zice la forc, cum se zice la sapă și tot așa. Dar după aceea, prin anii 2010-2015, nu știu când, am încercat amândoi cu Ghenadie să ne facem parajuriști. În satul nostru am obținut și acordul primarului din satul nostru, care e mai tânăr ca noi, dar cumva avea încredere sau nu știa cum scape de noi și ne-a dat ca și cum recomandare, lasă amândoi să devină parajuriști. Și am vrut să devenim parajuriști în satul nostru sau în oricare alt sat, într-un proiect al Fundației Soros împreună cu Ministerul Justiției și ne-au refuzat. Nu știu dacă Fundația Soros a decis asta sau numai Ministerul Justiției sau au decis de comun acord, au decis că suntem prea controversați și nu ne-au acceptat ca parajuriști. Deci ultima colaborare cu Fundația Soros a fost cumva dezamăgitoare. În schimb, prin 2008, înaintea Revoluției Twitter, țin minte că probabil tot pe banii Fundației Soros am fost la Istanbul, la o întrunire balcanică sau paneuropeană, dacă nu greșesc, a activiștilor, jurnaliștilor din regiune, ca să vorbim, să discutăm cum să scăpăm de regimuri totalitare, cum să scăpăm de dictatură. Și atunci la noi era regimul Vladimir Voronin. Atunci era în mintea tuturor, dar acum am și uitat cum îl cheamă, dacă-s la masă. Îs cu gândul la mâncare. Și da, a fost memorabil. Eu la Istanbul mai fusesem în 2002.
pe banii Deutsche Welle la un training pentru jurnaliști despre economie. Se pare că Centrul Independent de Jurnalism n-avea pe cine să trimite, nimeni nu a vrut să ducă la așa temă și atunci mi-au zis, na, tu du-te brega. Și fix mi era suspendată emisiunea atunci, în 2002, că nu știu ce a apărut de sesiune, emisiunea Hyde Park de la Antena C. Și eu eram liber și am zis că, da, bine. Nu, când am acceptat, se pare că deja veneau să-mi propună, hai, vină să reiei emisiunea, să nu știu ce. Și eu am zis că, moment, am o pauză. Și două săptămâni am fost la Sofia, la trainingul cel la 2 CVL. Și am dat o fugă într-un weekend cu autobuzul până la Istanbul, la ora 5 dimineața. Eram acolo și ascultam muezine cum strigau din minaretul cealaltă. M-am uat pe mine. Și am văzut Istanbulul prima dată. Dar în 2008, când am fost pe banii lui Soros, a fost mult mai interesant. Chiar dacă și prima dată a fost impresionant, pentru că am urcat pe un feribot, am ajuns prima dată în Asia și după aceea am vrut să o iau pe jos, pe podul cel acest mintit, eu care am frică de înălțime. Am vrut să mă pornesc pe jos, pe podul cel, noroc că erau militari acolo și au zis, nem tu domn, sau nu știu ce ziceau ei în turca lor, că nu se poate, nu-i voie. Și atunci trebuie să iau un autobuz ca să mă ducă până la... A întrebat deja o gagică minunată din autobuz cum să ajung la autogar. Știam că trebuie să ajung la autogar și mi-au zis că trebuie să cobori la stadionul Cutare. Și mi-au zis un stadion din ăsta foarte, Bahçisaray sau Fenerbahçe, nu știu care, trebuie să cobori la stadion. Și am coborât și de acolo fie că am luat altul, fie că am mers pe jos. Că în ziua aceea cred că am mers vreo 30 de kilometri pe jos înconjurând Istanbul și încercând să ajung la Hagia Sophia, vestita catedrală, dar n-am mai găsit-o. Și a doua oară, în 2008, când m-am dus pe banii lui Soros, era atât de încărcat programul și atât de multe evenimente și atât de interesant și am descoperit oameni interesanti, inclusiv pe Cristian Zilberberg, activist de la Chișinău, despre care doar auzisem, dar acolo l-am cunoscut în fapte și care după aceea avea să fie alături când luam bătaie de la poliție în 2009 la Revoluție. Și atunci tot am încercat să găsesc Hagia Sophia și n-am găsit-o. În schimb, și mai memorabil a fost plimbarea cu barcă, cu vaporaș pe canalul acela, Bosfor sau Dardanele, nu mai țin minte, seara, cu mâncare, cu muzică și cu discuții pe vaporaș acela, vreo 4 ceasuri. Se învârtea tu da, pe sub podul acela înalt. S-au vreo două poduri deja peste Bosfor care leagă Asia de Europa. Și noi discutam cu activiști din toată Europa pe banii lui Soros să ne gândim cum să scăpăm de dictaturi, de totalitarism. Ia uitați-vă de ce e preocupat nenea ăsta, Soros. Un bancher, un miliardar care e filantrop încă de când nu avea miliarde, când avea doar câteva milioane, el de atunci își făcuse fondul, fundația pentru lume deschisă, pentru că omul făcuse facultate faină la Londra, se inspirase de la niște oameni tot așa preocupați de soarta lumii și s-a gândit că banii n-aduc fericirea, mai ales dacă îi ai foarte mulți. Și cu banii ce e bine să ajuți oamenii să găsească un rost în viață. Și eu cred că Soros m-a ajutat în această căutare, pentru că nici el, probabil nimeni n-a găsit rostul în viață, dar ne e interesantă această căutare, spre deosebire de alții care cred că și-au găsit rostul în naționalisme, în bigotism religios, în timiri ce... idei asiatice sau americane. Noi suntem în căutare uneori pe banii lui Soros, alteori voluntar, iată așa, cu fulgi și nuci de la pepeni și cu lapte de soia sau de ce mai prindem. Și nu ne rușinăm deloc să spunem că nenea George Soros ne-a finanțat cândva și ne-a ajutat să rămânem liberi. Ceea ce vă îndemn și pe voi. Nu mai ascultați baliverne și tâmpenii și minciuni despre Bill Gates, despre George Soros, mai degrabă o să fie și despre Mark Zuckerberg și despre alți miliardari. De ei se tem mai degrabă dictatorii. Obsedați de ei sunt
Victor Orban din Ungaria, Lukashenko, am uitat cum îl cheamă, din Belarus, Putler din Federația Rusă, Erdogan din Turcia. De ei se tem cel mai tare, că au nevoie de un dușman extern, de cineva pe care să-l arate cu degetul, să zic că e dracu, că e diavolul. Când de fapt ei sunt niște malefici. Părerea mea.